Algoritm de dezlegare și eliberare. Așezați-vă în minutele următoare cât mai confortabil într-un spațiu în care să nu fiți deranjați. Relaxați-vă, întindeți-vă și închideți ochii. Așezați-vă brațele cât mai confortabil, cu palmele în sus, pe lângă corp, în semn că veți primi energie. De asemenea, am să vă rog să vă relaxați picioarele și, ca de obicei, să nu le încrucișați. Așa vom permite tuturor energiilor să circule prin tot corpul cât mai liber. Faceți câteva exerciții de respirație conștientă. Inspirați cu putere până în abdomen, apoi expirați tot aerul pe gură. Continuați să inspirați, trageți aerul până în abdomen, apoi expirați-l cu putere. Vă descurcați foarte bine. Continuați să inspirați și să expirați în ritmul vostru. Lăsați ca toate gândurile să plece de la voi. Conectați-vă la acest procedeu de eliberare, de vindecare. Conectați-vă cu cuvintele mele. Începem. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cer să se curățe, să se deslege de la, spuneți-vă, numele vostru de botez. Tot ce este legat cu lumină și întuneric, pe șarpele Kundalini, pe suflet, pe destin, soartă, daruri, haruri, cununii, noroc, frumusețe, sănătate, memorie, pe toate organele, creier, inimă, plămâni, stomac, ficat, pancreas, organe sexuale, pe sistemul venos, pe apa din organism și pe toate fluidele din organism, sânge, limfă, lacrimi, pe orice lichid omenesc, pe oase și pe măduva osoasă, pe mâini, pe picioare, vedere fizică și spirituală, vorbire și exprimare, pe drumuri, cale, destin, soartă. Se curăță, se dezleagă și se anihilează tot ce este făcut cu fluide, dejecții, scurgeri, spălături de la oameni morți, animale, vii sau decedate, plante, tot ce este legat cu sufletul morților, cu pământ de la morminte, cenușa morților, ceară topită de la lumânări, oglinzi, fuse, tot ce este făcut pe lumânări, de botez, de cununie, tot ce este făcut pe poze, tot ce este făcut cu și pe buricul copilului nou născut, pe lumina lumânării, pe lumina de la candelă, lumina din altar, obiecte sfințite din altar, se eliberează toate spiritele și sufletele captive, umane, animale, vegetale, minerale, planetare, astrale, galactice, extraterestre, îngerești, divine, sfinte, stelare, lunare, solare și toate elementele de apă, aer, foc, pământ, lemn, metal, gheață, plasmă, eter și tot ce este al persoanei prin drept divin,
forța vie a spiritului cu energia spirituală să se manifeste în viața lui. Spuneți-vă numele vostru de botez. Aici și acum că este îndreptățit să le aibă prin naștere pe acest pământ. Amin. Iar acum mai rămâneți câteva minute și observați ce se întâmplă în corpul dumneavoastră. Pur și simplu, fiți observatori, nu opuneți rezistență. Rămâneți în această stare atât cât simțiți fiecare, apoi reveniți ușor, ușor, în prezent, la treburile dumneavoastră cotidiene. Puteți repeta acest exercițiu meditativ ori de câte ori sufletul vostru cere asta, pentru a vă elibera definitiv și complet de toate legăturile nebenefice. Să ne fie cu folos. Namaste.